dependența, să dau un exemplu, este când mă joc într-un joc care poate fi întrerupt și mă cheamă mama să mă ajut cu ceva, să fac ceva, să... Și eu refuz sau mă fac că nu aud. Văd copii care de la 6 luni primesc o tabletă să se joace. Mămica și tăticul au timp să pe Facebook. Toată lumea e fericită, copilul tace. Vin foarte mulți părinți care întâmpină această problemă. Copilul este dependent de ecran. Nu-mi place să citesc de nicio culoare, absolut deloc. Unii e în stare să-l mănânci pe telefon. De la 2, 4, 6 ore ajung să petrec 9 ore, 10 ore, 12. Tehnologiile digitale sunt un fenomen recent care se dezvoltă într-un ritm fără precedent. Fiecare dintre noi avem acasă un telefon, un laptop, o tabletă. La fel facem și cu copiii noștri. Le punem în mână la vârste foarte mici un telefon, o tabletă. Până unde e bine și de unde începe să fie rău? De unde lucrurile capătă nuanțe de alb și negru? Sunt Paula Rusu și vă invit să vorbim împreună despre dependența de tehnologie. Dependența, să dau un exemplu, este când mă joc într-un joc care poate fi întrerupt și mă cheamă mama să mă ajut cu ceva, să fac ceva, să... Și eu refuz sau mă fac că nu aud. Asta este dependența. Jocurile te ajută. În timpul de reacție, mai ales jocurile tip shooter. Jocurile astea de care spuneai cu împușcături... Da, astea sunt jocurile tip shooter. În care... Adică te fac să devii mai vigilent sau mai atent în viața reală? Da, îți dezvoltă timpul de atenție, pentru că trebuie să gândești foarte mult într-un timp scurt de idei. Inamicul s-a dus acolo, dar mai e un inamic și în dreapta, ce fac? La orele de codare cu Purple Tutor m-am creat un joc care nu este public. Dar eu am creat un joc, am codat. 90 ani a început să fie când mi-am dezvoltat acest skill, să zic așa. Dependența de tehnologie e definită destul de clar de Organizația Mondială a Sănătății, care o numește în engleză, simplu, tradus, abuz de jocuri. Jocul e dăunător, e nociv, pentru că te prinde acolo. Da, uneori recunosc, mă prinde și pe mine, dar fără jocuri nu aș fi aflat de codare și nu aș fi luat aceste certificate. De-aia nu mă consider dependent, pentru că atâta timp cât tu ai o viață reală și faci ceva, cum ar fi un prieten care face teatru, dacă tu faci karate sau un sport sau ieși afară cu prietenii sau orice altceva în afară de jucatul tău la calculator, atunci eu consider că tu nu ai o dependență. Noi când vorbim de dependență de ecrane, ne raportăm la copii, da? Dar copilul când se naște, se naște cu zero achiziții. Da? El în perioada 0-3 ani împrumută foarte mult din comportamentul adultului, a persoanei de referință. Dacă mama în timpul perioadei care îl petrece cu copilul 0-3 ani folosește dispozitiv, telefon, se uită la televizor în prezența copilului și copilul are șanse ca după vârsta de 3 ani sau până în 3 ani să folosească dispozitivele respective. Văd copii care de la 6 luni primesc o tabletă să se joace. Mămica și tăticul au timp să pe Facebook. Toată lumea e fericită, copilul tace. ani, depinde foarte mult de dezvoltarea fiecărui copil. Trebuie să ținem cont ce s-a întâmplat cu copilul de la 0 ani până la momentul preadolescenței sau adolescenței. Ce comportamente a dobândit el? Cum am comportat eu ca și părinte în relația cu copilul? Păi eu am fost un părinte permisiv, eu i-am permis copilului. Așa o să întâmple și la perioada adolescenței. În momentul în care am realizat că
nu va mai putea face față nici unei discuții cu copiii de vârsta lui dacă nu îi dau acces la jocuri. I-am dat acces la jocuri, dar el avea o construcție emoțională, o relație cu noi solidă în acel moment. Vin foarte mulți părinți care întâmpină această problemă. Copilul este dependent de ecran, de telefon, de televizor. Copilul nu mai este atent. Eu i-am dat telefonul cât a avut el nevoie, dar câteodată ce să fac? Da, a trebuit să-i dau telefonul, că plângea. Ne raportăm la copil, da? Părintele se raportează la copil, dar eu ca și lucrător, ca și specialist, ca profesionist, trebuie să mă raportez în primă fază la adult. Jocul e dăunător, e nociv, pentru că te prinde acolo. Nu. Nu-mi place să citesc de nicio culoare, absolut deloc. Și da, nu-mi place să citesc cărți, poate pentru că eu nu am descoperit cărți care să-mi placă. Asta înseamnă că nu am citit destul. Am mai auzit chestia asta și mă enervează. De ce? Că poate e adevărat. Da. O adolescentă în povestea că percepe părinților o sumă de bani pentru a citi literatură de specialitate sau literatură universală de la școală și mai departe. Și am zis, pe cum se întâmplă acest proces? Și mi-am povestit, da, citesc cartea X, primesc 100 de lei. Păi și cum evaluez? Păi în funcție de numărul de pagini, ce trebuie să conspectez și așa mai departe. Și am zis, faci numai tu? Nu, toată clasa. Copiii cer bani părinților ca să citească. Ei nu s-au născut așa. Copilul va asocia cititul cu bani și nu e neapărat bine. Ca părinte, întotdeauna trebuie să ai o alternativă. Ok, tu nu te mai joci, eu trebuie să-ți ofer altceva, altceva în afară de a sta eu cu tine. Altceva care poate să presupună sau nu prezența mea, indiferent cât mă costă acest lucru. Pentru că nu tu ai cerut. Asta înseamnă terapie? Asta înseamnă terapie psihologică, asta înseamnă să vadă care sunt vocațiile, care e vocația copilului, ce îi place să facă, un sport. Ce facem atunci când trăim pe telefon sau pe rețelele de socializare și nu avem capacitatea să ne conectăm cu noi înșine, cu persoanele dragi, cu persoanele apropiate? Am pe rețeaua X de socializare 300 de prieteni, am postat ceva și aștept să primesc like-uri. Dacă tu ai 30 de like-uri la o postare, zici, nu, da, nu e așa de mult, da, să putea și mai bine. Dacă intre 30 de oameni pe ușă și zic că îți că zice fiecare în parte, îmi place ce faci, parcă e altceva. Când trăiesc pentru aplicația respectivă, pentru site-ul respectiv, deja am probleme care țin de sfera emoțională. Nu mă simt bine cu mine, nu mă simt apreciat, apreciată, da? Partenerul nu mă apreciază, partenera nu mă apreciază, mama nu mă apreciază, nu mi-ai dat like, nu m-ai validat. De cel mai multe ori era validarea asta socială, pentru că foarte mulți o vrem și suntem foarte, foarte agresiv, foarte, nu neapărat agresiv, dar foarte duri cu noi înșine că nu o primim. Sunt părinți care postează în numele copiilor aceste materiale din dorința de a-i valida. Ce facem? Asta este dependență. Ce este mai delicat, să luăm un caz practic, copil 4-5 ani, vine copilul și zice lui mami, mami, hai să facem o poză. Și mami zice, hai să o postăm pe rețeaua X. Și copilul întreabă, mami, am primit like? La școală, în clasă, cel puțin, nu am pe absolut nimeni prieteni. Toată lumea pe care am știut în clasă s-a întors împotriva mea. De ce? Bună întrebare. Din cauza părinților. Da. Există o mămică în colectivul părinților care a vrut ca copilul ei să fie vedeta clasă, ca să spună, ca să zic așa.
dar apoi am apărut eu cu rezultate, inteligent, frumos, aș putea să adaug, pentru că sunt puțin narcisist, da. Dar trebuie să ai puțină încredere în tine. Dacă eu îmi validez copilul, da, sau petrec un timp de calitate cu copilul, pot să merg la o înghețată, la un suc, să ne plimbăm cu bicicleta, cu rolele și îl pot valida și acolo. Da, pot să-i validez, uite, ai învățat să mergi pe bicicletă, bravo, felicitări, te descurci de minune cu rolele, ai like de la mine, da, recompensăm copilul. Da? Nu îl recompensăm cu un like sau cu o apreciere virtuală. Ce reprezintă aprecierea virtuală pentru un copil sau pentru un adult? Zero. Ce reprezintă o apreciere de la mami și tati? Da? Bravo, felicitări. Păi stima de sine a persoanei care a dat like, da, poate să fie foarte îndoielnică în raport cu stima mea de sine. O oră de joacă pe telefon pentru un copil de 5, 6, 7, 8, 9 ani poate însemna dependență. Însă ce înseamnă pentru cineva care are 18, 20 de ani, 5 ore de stat pe telefon? Păi dependența ține nu neapărat de conținut și de ce urmărești pe telefon, e de cum știi tu să managerezi conținutul respectiv. Dacă stau să mă uit la tâmpenii pe Instagram o oră, maxim, după aia zic gata, mă opresc. Indiferent că m-am uitat la tâmpenii până acum, e... Conținutul poate fi orice. Dependența e în funcție de cât de mult îl folosești. Dorme la videoclipuri. Și jocuri? Te și joci? Da, mă joc jocuri. Ce? Ce jocuri? Ăsta. Ai. Care... A, e... Da. Dar de ce îți place ăsta? Îmi place că pot să fac ca... ca o poveste. De obicei, părinții tăi cam îți dau un timp anume să stai la telefon, să te joci? Da. Da? Și cam cât timp îți dau în timpul școlii? Cât te lasă? O oră. O oră? Da. O oră în fiecare zi sau o oră ca o recompensă? Fiecare zi, da. Noi deja cred că am învățat cumva cum să punem tot și cum să avem un echilibru între cât stăm pe telefon, cât stăm afară. Cei mici care vin din urma noastră nu cred că sunt încă capabil să-ți dea seama cât de dăunători și ei cred că petrec oricum mult mai mult timp decât petrețim noi pe telefon. Pierd cumva contactul cu lumea din jur, adică la ei relațiile sunt mai mult pe telefon. Încercăm să surprindem realitatea copilăriei de astăzi. Sunt copii care nu s-au jucat de avați ascunsele sau nu știu ce înseamnă. Da? Se întâmplă în zilele noastre. Nu s-au jucat. Sau șotronul. Da? Pictăm, colorăm să nu depășim conturul. Spre și le oferiți șansa să facă lucrurile astea? Da. Sunt grupuri de socializare în care vin 2, 3, 4 copii și lucrează pe anumite teme. Așa zisa art terapie. Suntem de mai bine de 10 minute aici, iar doamna din spatele meu, doamnă de vârsta bunicilor noștri, continuă să se uite pe telefon, filmuleț după filmuleț, scrolează în sus și în jos. Consumul excesiv și necontrolat de ecrane este definiția dependenței de ecrane și are ca efect incapacitatea de a controla poftele, comportamentul retras și evitant și pierderea productivității. Și eu mă uit tot într-un telefon ca să nu las lucrurile așa ca și cum eu aș fi în afara acestei bule. Poate că aveți sentimentul că doar copiii sunt la risc în ceea ce privește consumul excesiv de ecrane, de telefon, de tabletă, de calculator sau de laptop. E bine, nu. Toți suntem în aceeași oală. Și este foarte important cât de mult ne lăsăm seduși și atrași în mirajul acesta al filmulețelor scurte, al postărilor, pentru că, de fapt, timpul nostru este cel care se consumă și dependențele noastre sunt cele care sunt hrănite prin intermediul lor. Cum? Nu pot sta toată noaptea. Toată noaptea?
Serios? Mă salvează. Telefonul e prietenul. Unii mă uit, unii e în stare să-l mănânci pe telefon. Nici când la toaletă nu lasă telefonul. O să domine mai mult lumea virtuală decât cea reală. Atunci când o să fiți voi adulți? Da, sau dacă nu, ori când o să fim noi adulți, ori peste o generație sau două. Pentru că tehnologia evoluează foarte rapid. Sunt factori de risc, da, pe lângă noi. Cât timp îmi petrec pe telefon astăzi? Păi 2 ore. Cât timp îmi petrec peste un an? Păi 6. Cam și nu știu ce aplicație. Da? Am o aplicație de dating. Vorbesc cu cineva dintr-o altă țară. Cunosc o altă persoană. Dar asta se întâmplă. Se întâmplă. De la 2, 4, 6 ore ajung să petrec 9 ore, 10 ore, 12. Ți-ai făcut prieteni online pe care nu-i cunoști în viața reală? Da. Crezi că există un pericol acolo? Da. Care? De a fi cine nu sunt ei. Adică de a fi pe platformă un copil de 10 ani, o fată de 13, de 12 ani, și în viața reală să fie un bărbat la 40 de ani. Da, deci. Și puteți să vă feriți de capcanele astea? Nu. Teoretic te poți feri dacă nu accepti prietenia nimănui. Dar dacă în rest nu prea poți face nimic. Părerea mea. Ianu, ești o încântare pentru mine. Mulțumesc că m-ai lăsat să arunc o privire în lumea voastră și să înțeleg că poate sunteți un pic mai vigilenți decât ne imaginăm noi că sunteți. Vă mulțumesc și vouă. Pe data viitoare.